Dumnezeu să fie lăudat și toată onoarea să fie a Lui. Dacă natura, munții, dealurile îl laudă pe Dumnezeu, cu atât mai mult ar trebui să-L lăudăm noi pentru că omul este singura ființă care poate articula gânduri și sentimente, dar are și capacitatea de a alege să facă lucrul acesta sau nu, motiv pentru care foarte mulți nu fac asta. Astăzi, în seara aceasta, aș vrea să procedăm la studiul cu privire la cel de-al 13-lea împărat, dacă o punem și pe Atalia, pe împărăteasă, dintre împărații regatului de sud și vom citi câteva versete din Scriptură, dat fiind faptul că Ezechia, despre care vom studia în această seară, este unul dintre împărații regatului de sud, despre care se scrie foarte mult. Sunt două capitole în doi împărați, 18 sunt de asemenea două capitole, ba chiar trei în doi cronici și sunt trei capitole în Isaia, 36 până la 39. Vom citi câteva versete din doi cronici, capitolul 29. Vă invit în numele Domnului să vă ridicați. Doi cronici, capitolul 29. Ezechia împăratului Iudan. Este pagina 476 în traducerea Cornilescu. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Așa cum am anticipat, Ezechia este cel de-al 13-lea rege al regatului Iuda, a avut 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani. El a început să domnească la Ierusalim în cel de-al treilea an de domnia lui Osea, care a domnit 9 ani. Ultimul împărat al lui Israel, în timpul căruia asirienii au distrus țara și au dus în robie cele 10 seminții. Din cei 29 de ani ai lui Ezechia, în anul cu numărul 6 de la începutul domniei sale, regatul de nord Israel a fost distrus de asirieni și cele 10 seminții au fost duse în robie. De aceea, în perioada domniei sale, numai în primii șase ani a mai existat regatul de nord cu cele zece seminții ale fraților lor. După aceea, regatul acesta a fost distrus, țara a rămas pustie și în picioare, pentru încă o perioadă bună de timp, a rămas doar Iuda Se pare că domnia lui a început în 729 înainte de Domnul Isus și el a fost coregent împreună cu Ahaz, rămânând rege singur la tron de-abia în probabil anul 716. Samaria a căzut în 722, capitala regatului de nord de care tocmai am vorbit. Sanherib, regele Asiriei, a invadat Iuda în cel de-al 14-lea an de domnie a lui Ezechia. Privind la bărbatul acesta, înțelegem că a fost unul dintre împărații de elită ai împăraților lui Iuda. Și o să spun câteva lucruri despre el. Materialul biblic este abundent. Ai putea să ții 10 predici despre el. O să fim foarte selectivi și o să spunem lucrurile pe care le considerăm, mai ales prin aplicația lor practică, decât cea istorică mai importante. O să vorbesc mai întâi despre spiritualitatea lui Ezechia, care exprimă relația lui cu Dumnezeu. A fost o relație adâncă, reală, profundă. Biblia ne-l prezintă ca pe un om credincios. Doi împărați, capitolul 18, versetul 5 sau capitolul 29, versetul 2, el și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Aici Biblia spune, el a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său, David. A fost un om neprihănit. În istoria Monarhiei lui Iuda, Ezechia trece drept cel mai neprihănit împărat. Uitați care este afirmația din doi împărați, unde nu am citit. Dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Vă puteți imagina? Afirmația asta este făcută în Biblie. Deci, înainte de el și după el, în Iuda, în Regatul de Sud, n-a mai fost niciun împărat ca el. Așa de credincios, așa de neprihănit. Este credinciosul numărul unu dintre toți împărații lui Iuda. Nu este ușor să ajungi la o asemenea performanță. Biblia de asemenea spune că a fost un om preocupat să se apropie de Dumnezeu, 2 împărați 18 cu 6. El s-a lipit de Domnul și nu s-a abătut deloc de la el. S-a lipit puternic de Domnul. A trăit cu această perspectivă să se apropie de Dumnezeu și să nu se abată, să nu se oprească în procesul apropierii. Un om preocupat să facă voia lui Dumnezeu. A doua parte a versetului 6, 2, împărați 18. A păzit poruncile pe care le dătuse lui Moise, Domnul. A păzit poruncile. Sunt oameni care se apropie de Domnul, dar nu păzesc poruncile. Ați întâlnit astfel de oameni? Sunt oameni credincioși, care cu fapta sunt necredincioși. Ați întâlnit astfel de oameni? Biblia ne spune despre omul acesta nu doar că avea valori și convingeri sfinte, avea o viață sfântă, trăind principiile cărții date lui Moise de Domnul. A fost un om preocupat de istoria poporului său în al cincilea rând. 2 împărați 18 cu 3. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. El s-a raportat la Dumnezeu tatăl prin exemplu strămoșului lui David. În descendența familiilor noastre avem tot felul de caractere, unele mai bune, altele mai negative. La fel a fost și Ezechia, însă de la David până la el n-a mai fost nimeni așa de credincios între David și el. El a trecut peste toți și l-a ales ca și reper pe David. A fost ca și David în credincioșie. Așa ne spune Biblia. De la David n-a mai fost niciun împărat așa de credincios până la Ezechia. Și el este împăratul cu numărul 13. 12 împărați, unii dintre ei deși buni, fiindcă regatul de sud a avut împărați în principiu buni, în timp ce regatul de nord a avut în principiu împărați răi. Totuși, Ezechia a excelat. A fost un om care a fost preocupat de istoria poporului său și s-a raportat la cea mai proeminentă persoană din istoria poporului său, regele David. Încă ceva ce s -o că trebuie spus, a fost un om preocupat de istoria poporului său, pentru că în Proverbe 25, 1 cu 2, Scriptura spune, iată câteva dintre pildele lui Solomon strânse de oamenii lui Ezechia. Între pildele lui Solomon menționate în Biblie, câteva au fost strânse de oamenii lui Ezechia. Împăratul acesta a avut preocupare să se strângă toată revelația lui Dumnezeu, care a fost spusă prin proroci. Orice cuvânt rostit prin Duhul, în numele Domnului, el l-a strâns, ca altfel s-ar fi uitat și ar fi intrat în istorie. De aceea, cronicile sunt tezaurul credincioșilor din partea lui Dumnezeu. Ezechia a dat poruncă logofeților, cărturarilor, să meargă prin țară și să culeagă pentru a fi strânse în cronici, în arhivă, toate cuvintele spuse de Domnul. Așa că în proverbe găsim cuvintele acestea strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda și unul dintre ele, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Bărbatul acesta a știut că slava împăraților stă în culegerea lucrurilor. Îmi permite să spun, slava conducerei unei biserici stă în strângerea documentelor, arhivei și tezaurului istoriei bisericii în așa fel încât să știm când s-a născut un copil, când a fost cununată o familie, când a murit cineva, cât, ce număr de membri am avut un anul acela, ce s-a întâmplat atunci, asta este responsabilitatea noastră. Ce slavă ar fi pentru niște părinți să nu știe anul în care s-au căsătorit și anul în care li s-a născut copilul cu numărul 1, 2, 3 sau 5? N-ar fi o rușine pentru ei. Ar fi o rușine. Ei, ce slavă ar fi pentru niște împărați în perioada domniei lor să nu existe un secretar destoinic care în cronicile sfinte să noteze. S-a întâmplat așa și așa și așa. Și peste 2000 de ani se dă nume de oameni. Numele împăratului, numele preotului, numele omului rău, numele omului bun. Slava împăraților stă în această abilitate de a dispune, să se noteze totul că istoria trece și mintea nu ne ajută, mintea minte, mintea uită. Ce este scris rămâne. Spiritualitatea lui Ezechia este remarcabilă. Cel mai de seamă împărat după David. Slujirea lui Ezechia. În viața unui om, spiritualitatea nu poate fi separată de slujire. Este imposibil să găsești un om duhovnicesc care este leneș în lucru sfânt. Nu se poate. Pentru că un om duhovnicesc trăiește cu Domnul și cea mai mare bucurie a lui este să-l servească pe Domnul. Cum ar fi în situația în care soția mea acum este bolnavă și este neputincioasă fizic, în mare măsură, ea să aibă nevoie de un lucru pe care nu-l poate face datorită condiției ei de sănătate și să mi se adreseze mie soțul ei care pretind că o iubesc, te rog frumos, du-te și adu-mi și mie lucrul acela. Și eu să-i spun, te iubesc, dar nu mă pot duce. Cum se verifică iubirea mea decât prin a o ajuta, pentru că în mod real are nevoie de ajutor? Cum poate cineva să dovedească că îl iubește pe Dumnezeu, fiind duhovnicesc în relația cu Dumnezeu, în timp ce este nepăsător de împlinirea intereselor lui Dumnezeu pe pământ? iubirea mea față de Dumnezeu se vede din atitudinea mea față de Dumnezeu cine este aproape de Domnul va arde să îi împlinească porunca și va spune iată-mă trimite-mă mă duc să fac voia ta Dumnezeule mă duc să predic mă duc să aduc bănuțul care l-am acasă pus deoparte pentru împărăție. mă duc să fac binele ăsta mă duc să fac lucrul celălalt pentru că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu angajatul lui Dumnezeu dedicatul lui Dumnezeu dacă nu e o cine dacă nu dumneata, cine? În viața lui Ezechia găsim această slujire ca o expresie a spiritualității. Reforma spirituală pe care a făcut-o Ezechia este cea mai amplă reformă din istoria regatului de sud. Și în mod special, reforma care a fost făcută în legătură cu templu, care era lăsat în paragină, adică nu se mai îngrija nimeni de el. Porțile erau blocate, ușile erau zăvorâte, și atunci când el le-a deschis, după o perioadă lungă de timp, au avut nevoie de întreținere că ar fi căzut pe cei care le deschideau să intre în templu. Haideți să citim din Scripturi pentru ca să înțelegem în ce fel a fost omul acesta, în ce fel a atins excelența nu doar în spiritualitate cât în slujire, adică nu doar în credință cât și în faptă. A redeschis templu și a restaurat slujbele și închinarea. Redeschiderea templului, citeți din Scriptură, 2 Cronici 29, 3 la 5. În anul întâi al domniei lui, în care an, în anul întâi, n-a așteptat să treacă 10 ani cât a fost împărat. În luna întâi, cum a ajuns împărat, cum a trecut la treabă. Ascultați-mă, ziua bună se vede de dimineață. Și am încheiat. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei domnului și le-a reparat. Dacă atunci când le-a deschis, au scârțit, el a zis așa: ușa asta care este ușa casei lui Dumnezeu, nu-mi pot permite să o lasă scârție. Că ușa de la casa mea mai poate scârții, dar de la casa lui Dumnezeu, nu. Dumnezeu n-a ajuns așa să-i scârție ușa. Ce ziceți de 6 octombrie când v-am chemat să ungem ușile casei Domnului ca să nu scârție? Duhul lui Ezechia va fi noi sau nu? A adus pe preoți și leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dintre răsări și le-a zis, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă, atenție, mai întâi sfințiți-vă voi, că nu puteți intra în templu să faceți treabă dacă nu sunteți sfințiți. Frații mei, lucrarea în casa lui Dumnezeu nu se face cu oameni nesfinți pe care îi angajăm noi și îi aducem aici că noi suntem prea comozi ca să o facem. Sfinții trebuie să facă lucru sfânt. Iar dacă nu sunt atât de dedicați, atunci se descalifică, nu sunt sfinți. El a spus, ascultați-mă, leviților, sfințiți-vă, doi, sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Repet, 2 Cronii 2, 9, 3 la 5. Restaurarea templului. O să citesc un pic mai mult. Leviții s-au sculat, citesc din 29, 16 la 19. Leviții s-au sculat, au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, au venit să curățească și casa Domnului, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Preoții au intrat înăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-a pus în curte, în curtea casei Domnului, unde le-au adunat leviții și ei leviți, preoții le-au scos din templu și le-au pus în curte, iar leviții le-au luat din curte și le-au dus în pârâu. Uitați ce spune Scriptura. Le-au dus afară în pârâtul Chedron. Au, au început aceste curățiri în ziua întâi a lunii, în ziua a 8-a a lunii au intrat în pridvorul casei Domnului și 8 zile au curățit casa Domnului. În a 16 -a zile, adică încă 8 zile a lunii, îi sprăviseră, 16 zile le-a luat la preoți să scoată din templu și să ducă afară și l-a levit să ia de afară și să ducă în pâriu. Aproape 3 săptămâni. Vă imaginați ce haos a fost în casa Domnului să muncească oamenii ăștia aproape 3 săptămâni, 16 zile? Întreb eu ce a făcut împăratul de dinainte? Păi a umplut casa Domnului cu necurății. Asta a făcut. Dar n-a avut frică de Domnul. Ba da, că tot, toată lumea are frică de Domnul. A avut frică de Domnul în timp ce i-a umplut casa Domnului cu necurății. 16 zile au muncit preoții și leviții să curățească casa Domnului. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu face diferență între împărați? Ba face, este scris și în carte. s-au dus înapoi la împăratul Ezechia și au zis, am curățit toată casa Domnului, altarul arderilor de tot și toate uneltele și masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele. Am adus iarăși în stare bună, atenție, am adus în stare de funcționare, mărit să fie Domnul. Ascultați-mă, frați și surori, totul trebuie să fie în stare de funcționare, totul, ce nu este în stare de funcționare, trebuie adus în stare de funcționare. La ce nu avem soluție, trebuie să găsim o soluție. Dacă noi ne uităm la o problemă și nu o rezolvăm, înseamnă că Duhul lui Ezechia nu e în noi. Dacă nu ne doare necurăția, dacă nu ne doare ce nu funcționează, înseamnă că Duhul lui Ezechia nu e în noi. Trebuie să punem în stare de funcțiune tot ce nu funcționează. Dacă Gagarin a putut să se ducă în cosmos, atâta lucruri putem să facem și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul sfinților, să punem în stare de funcțiune tot ce nu funcționează, în domeniul administrativ și în domeniul spiritual. Iar dacă nu facem asta, nu avem tragere de inimă, numai gurița este. Sunt oameni care produc miliarde de dolari în lumea asta și au soluții și au resurse. Cum reușesc? iar noi nu reușim să rânduim două trei lucruri, două trei echipe, doi oameni. De ce nu? Pentru că comoditatea de lăsare, și responsabilitatea, nepăsarea. Nu mai însoțesc poziția pe care de altfel ne-am dorit o Oamenii ai lui Dumnezeu. Exemplul acestui om strigă la noi după ani de istorie. După 3000 de ani de istorie strigă la noi exemplul ăsta. Ezechia a avut un duh care l-a făcut să se ridice în picioare și să rezolve problemele, găsind soluții. I-a chemat pe preoți, ia a chemat pe leviți și a spus, leviților, nu putem rămâne așa, pentru că ne temem de Domnul. Cine se teme de Domnul, se vede. Cine nu se teme de Domnul, se vede. Restaurarea slujbelor. Ascultați cuvântul, 2 Cronici 31, 2 la 5. 2 Cronici 31, 2 la 5. Ezechia a așezat din nou cetele preoților și leviților, departamentul preoților și departamentul leviților, după șirul lor, fiecare după slujbele lor, preoții și levițile pentru arderele de tot, jerfele de mulțumire pentru slujbă, cântările de laudă. Ce înseamnă asta? Grupurile de închinare, cele 24, Biblia spune, după rânduiala lui David. O oră din cele 24, un grup de închinare, o ceată de cântăreți, după limbajul lui Cornilescu. 24 de ore, 24 de cete de cântăreți. Iar el le-a reașezat că nu mai era picior de închinător acolo. Toți vindeau porumbei, toți făceau business. Asta le era preocuparea. A venit omul ăsta cu focul lui Dumnezeu în suflet și a aruncat focul pe toți. A organizat templu, a organizat țara și observați că în timp ce regatul de nord s-a dus de râpă și l-au nimicit asirienii ei au mai rămas în picioare încă o perioadă lungă de timp. Scriptura spune, a poruncit poporului și locuitorilor Ierusalimului să dea preoților și, să dea preoților și leviților partea cuvenită lor, ca să țină cu scumpătate legea Domnului. Să nu zică n-am timp, ba da, vă dedicăm, aveți grijă de treaba asta. Să nu vă plângeți că n-aveți timp, tot timpul aveți. Când a ieșit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belșug cele din tâi, roade de grâu, de must, de undelem, de miere, din toate roadele de pe câmp, au adus din belșug și zeciuielile lor. Cum a reușit Ezechia să facă asta? Niciun împărat înainte nu a făcut lucrul ăsta. De la David până la el nu s-au mai dat zeciuieli. De la David până la el departamentul preoților s-a stins, al leviților la fel, al cântăreților la fel. Un singur om schimbă istoria. Degeaba am veți spune, Dumnezeu lucrează. E adevărat, de ce n-a lucrat și prin taică sau Dumnezeu? A fost neputincios? De ce n-a lucrat prin bunicul său Dumnezeu? A fost neputincios? De ce a avut Dumnezeu nevoie de Ezechia ca să lucreze? Stă Dumnezeu în drum de un om? Nu! Dar de ce prin tatălui lui n-a lucrat? Că a avut o inimă necredincioasă și comodă. Și cum a fost? Bine a fost. Las-o fi cumva. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu lucrează prin oameni. De aceea în istoria lui Dumnezeu au rămas niște oameni cu inima înflăcărată. Unul ca Samuel, unul ca Avram, unul ca David, unul ca Petru, unul ca toți ceilalți cu care a scris Dumnezeu istoria. Dumnezeu nu ne obligă să slujim, Dumnezeu ne cheamă să slujim și noi facem ce vrem, dar la sfârșit și El face potrivit cu ce am vrut noi. Citezi din 2 Cronici 29 cu 11. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți stămâie. Nu mai stați neput, ne, ne, nepăsători, nu! Dacă te întâlnești cu persoanele care fac, fac slujbă în adunare și le spui nu mai stați nepăsători, există riscul să continui sau nu? Oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, dacă tata nu-i bun, toată familia nu-i bună. Dacă pastorii nu-s bun, toată familia nu-i bună. Dacă căpeteniile nu-s bune, toată biserica nu-i bună. Absolut toată, de aceea este nevoie, nu în baza politicii să alegem slujitorii, ci în baza disponibilității, atragerii de inimă, a focului, a fost nevoie de un ezechia să pună un soare la balamalele casei Domnului, că au căzut pe ei 12 împărați înainte, nu i-a interesat. Au avut aceeași poziție ca și el, aceeași autoritate, nu au făcut nimic. Și-au luat țiitoare, și-au făcut palate suprapuse, s-au încuscrit cu toți ca să nu se certe cu nimeni, l-am îngăiat și pe ăsta, și pe ăsta, și pe ăsta, ca să nu-și facă dușmani. Iar Dumnezeu, Dumnezeu să fie sănătos! Iar când au murit poporul, nici măcar în cimitirul împăraților nu i-a mormântat, pentru că i-a disprețuit. Că au fost împărați pentru ei, nu pentru țară și pentru Domnul. Oamenii lui Dumnezeu, istoria asta trebuie să ne corecteze, are caracter pedagogic. Suntem la vârsta la care trebuie să veghem, pentru că vegherea este atitudinea care ne ține concentrați, focalizați pe lucrurile lui Dumnezeu. Altfel, vom fi atrași de milioanele de tentații care bat la ușa inimii noastre. Vreau să afirm următorul lucru, de la inaugurarea și sfințirea casei Domnului. N-a mai fost niciodată o asemenea sărbătoare în Israel precum a organizat -o omul ăsta. Și o să spun la ce mă refer. O să spun că în 2 Cronici, capitolul 29, de la 20 la 36, scrie următoarele, n-am citit, Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață. Atenție! S-a sculat dis de dimineață, oameni buni. Când ai ceva important de făcut, te trezești de dimineață. Când n-ai ceva important, mai te perpelești. Hmm, oricum nu ai mult de făcut. Că te trezești la șapte, șapte jumate, opt tot acolo e. Chiar dacă nu mai dormi, că te obișnuiești să te trezești la șase, dar te mai perpelești. Mai, mai, mai te odihnești un pic. Dar când e ceva important, dis de dimineață, e important. Omul ăsta s-a sculat diz de dimineață. Împăratul Ezechia s-a sculat diz de dimineață. A strâns pe mai mari cetății. Asta înseamnă că și lor le-a spus. Diz de dimineață, fraților. Nu fiecare așa când se poate. Nu poți să faci lucruri mari cu oameni mici. Nici cu dedicări mici, nici cu jumătăți de măsură. Lucrurile mari se fac cu oameni plini de foc, cu oameni hotărâți, oameni serioși, oameni responsabili, oameni dedicați. Și s-au suit la casa Domnului, au adus viței și aici spune cum i-a adus. Preoții au junghiat, au adus sapii, i-au junghiat, au pus pe leviții în casa Domnului, leviții au, au luat locul instrumentele lui David, preoții cu trâmbițele și Ezechia a poruncit să se aducă arderea de tot pe altar. De la David până acum nu mai s-a întâmplat asta. Și urmează jerfa Paștelor, capitolul 30. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda, atenție, pentru prima oară de la David, nu de la David. Pentru prima oară de la fiul lui Solomon, Roboam, care a rupt împărăția împreună cu Ieroboam până la al 13-lea împărat. Niciodată nu s-a făcut o invitație scrisă către frații lor din Nord ca să vină și să participe la sărbătoarea Paștelor. Ăia din porunca lui Ioroboam își făcuse un altar pe un munte în Samaria și se închinau acolo ca păgânii. De aceea, în Ioan 4, femeia din Samaria vine și întreabă unde ne închinăm, la Ierusalim sau... el face niște scrisori de invitație oficială. Nu i-a fost frică să scrie. Adevărul trebuie scris. Dacă n-ai curat să-l scrii, nici nu-l mai vorbi. Ezechia a scris și a trimis la împăratul lor, la fraților și a spus așa, fraților, Citiți mai jos, nu-i timp să citim tot. Fraților, veniți la sărbătoare, unde a rânduit Dumnezeu, nu pe dealuri, pe înălțimi și pe munți. Veniți la Templu, că de-aia Dumnezeu a făcut Templu. Și scrie scriptura: Câțiva din câteva seminții au venit. Ezechia a distrus până și șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise pentru că a observat tentația poporului să se închine. Oamenii au tendința să cultive momentele de înălțare din trecut, dându-le valoare simbolică și spirituală și închinându-le sub o formă sau alta la el. Așa a apărut idolatria. Așa au apărut icoanele. L-am desenat pe Pavel pentru că a fost o figură proeminentă care ne aducea aminte de responsabilitate, de seriozitate, de dedicare, de misiune. Și am zis, să-l punem aici pe Pavel ca poporul să vadă ce a făcut el. Dar în generația următoare copiii noștri s-au închinat la el și nu le-a mai spus nimic. După ce pleacă, iarăși a prin țigarea, iarăși scos cicluța din buzunar, iarăși bat asta, iar divorțează, iar, 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 iar. Și Pavel de pe perete nu mai are nicio autoritate asupra lor. Nu vorbesc cu dispreț vis-a-vis -vis de liturgia frunui cult. Scopul meu nu este ăsta a redeschis porțile Ierusalimului și a restaurat relația cu frații din regatul de nord. Observați că omul ăsta a lucrat la unitatea poporului restaurând relația cu celelalte 10 seminții din regatul de nord. A fost preocupat de unitate. Ce credeți că o fi zis împăratul din nord când a văzut scrisoarea de la el? Asta e politică. Asta e politică. Ne-a trimis așa scrisori ca să se dea drept pocăit. Dar dacă ne ducem acolo ne omoară. Pentru că un om care e strâmb la minte crede că toată lumea îi strâmbă la minte și n-au venit. Am să vă citesc ceva ce o, să vă îngrozească. Uitați-vă în capitolul 30, versetul 10, a doua parte. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. De cine? De cei care au dus scrisorile de invitație ca să-i cheme la praznicul paștelor la templu. Cei din nor, cele 10 seminții, și-au bătut joc de ei. Și-au spus, v-a trimis șeful să veniți cu scrisorii, vreți să vă dați de sfinți, de pocăiți, vreți să ne distrugeți sara, vreți să ne atrageți la voi, ce aveți de gând cu invitația asta? Și au bătut joc de ei și au râs. Ce ar fi putut să facă Ezechia să-i convingă că invitația este serioasă? Este din omenie, este din spiritul unității lui Dumnezeu, că te doare când îi vezi pe oameni că sunt separați de orgolii și ambiții. Scrisoarea a fost bine intenționată, dar n-a fost citită cu același duh. A fost scrisă cu un duh și a fost citită cu altul. Și n-au venit și au bătut joc de ei. Însă, versetul 11, prima parte, Însă câțiva oameni, câțiva dintr-o națiune, da. Wow! Da! Câțiva oameni din Așer, din Manase și din Zabulon, atenție care e secretul. S-au smerit și s-au dus. Ca să te duci trebuie să te smerești. Ca altfel ești ambițios și spui, nu! No, nu! No, nici vorbă. Unitatea nu se face cu ambiție. Unitatea nu se face ținând la punctul tău de vedere, adică ăla lasă 100% și tu nu lași nimic. Asta nu-i frăție. O parte din popor, un număr mic de oameni, înțelegem de aici, s-au dus. Închei cu un ultim punct, îmbolnăvirea, rugăciunea și vindecarea lui Ezechia. Îmbolnăvirea lui Ezechia. În timpul Imperiului Asirian, Ezechia s-a îmbolnăvit. Prorocul Isaia se duce la el trimis de Dumnezeu și îi spune, rânduiește-ți casa că mori. Când aude Ezechia mesajul, se întoarce cu fața la perete. Atenție, acum am un cuvânt pentru cei care se roagă cu ochii deschiși, uitându-se pe pereți, nu vreau să vă jignesc. Să vă închinați cum vreți, dar nu mai ascultați argumentul meu, vi-l spun cu respect. Nu am timp să-i fac introducere, îl spun puțin mai direct. De ce s-a întors cu fața la perete? Acum imaginați-vă peretele și patul lui Ezechia lângă perete. Stătea cu fața la ușă, Camera lui nu era ca a noastră, era cameră de împărat, cu slujitori, cu tot felul, stând cu fața la ei, vedea pe la vorbind, pe la râzând, pe la scărpinându-se, pe la făcând ceva și nu te poți ruga când vezi anumite lucruri, că te gândești la ele. S-a întors cu fața la perete să se izoleze de orice freamăt omenesc, să nu mai vadă nimic cu alte cuvinte și a închis ochii și s-a concentrat la Dumnezeu. Cu fața la perete a făcut o rugăciune e nevoie să fim pe patul morții, să ne rugăm concentrându-ne, nu așa? Mai vedem cine a intrat, cum e îmbrăcat, ia să vedem și a schimbat poșeta. Dragii mei, nu-i frumos, la vârsta asta este pur și simplu dezonorant. Omul ăsta s-a rugat cu fața la perete ca să nu mai fie atras din nimic din ce se vede, să se concentreze doar la Domnul și a spus așa, câteva lucruri le-a spus, am umblat înaintea ta cu credincioșie și curăție, am făcut bine înaintea ta, nici n-a ajuns Isaia în curte și Dumnezeu îi spune, Isaia, oprește-te, du-te înapoi. Doamne, dar i-am spus, de ce să mă duc? Du-te înapoi și spune că îl vindec. Doamne, eu știu că Tu ești un Dumnezeu statornic. Cum? Cu 30, cu 30 de secunde înainte, cu 5 minute, cu 10 minute înainte, i-am spus că moare, acum mă, duci, mă trimiți înapoi și spui că nu mai moare, că mai trăiește 15 ani. Doamne, Tu ce vorbești e da și amin, nu se poate, uite, alba nu e neagră. Dumnezeu spune, du-te înapoi, nu ți-am cerut părerea. E depărat că astfel de situații în scripturile nu merg pe degete, dar sunt. nu sunt regulă, dar sunt excepții. De aceea, atunci când calificăm anumite lucrări, să le calificăm în baza scripturii, nu a experienței noastre, care e foarte limitată. S-a dus înapoi și a spus așa, te-a ascultat Dumnezeu. Se vor întâmpla două lucruri pozitive. Mai trăiești 15 ani și asirianul care vrea să-ți ia viața, cum se va întâmpla cu partea de nord, nu-ți va lua viața, că Domnul va lucra. Și exact așa s-a întâmplat, a venit îngerul Domnului, învitează armata asiriană, i-a omorât pe căpetenii și pe soldați, iar împăratul când s-a întors acasă, copiii lui l-au omorât. Ce rușine, ce dezastru, iar Ezechia a mai trăit 15 ani. E adevărat că încadrându-se în tiparul specific muritorilor, Ezechia nu poate termina la nivelul excelenței viața și slujirea. Și are și el eșecul lui. Din Babilon cei care se bucurau de insuccesul asirienilor că le rea teamă de ei, împăratul Babilonului trimite aplauze și daruri și niște slujitori, se duce cu tot felul de, de cadouri. Și când Ezechia îi vede, le arată toate bogățiile lui, dar de Domnul nu zice nimic. Și Isaia din nou face o călătorie la palat și spune, bine mă Ezechia, tu ești om serios. Ți-a mai dat Dumnezeu 15 anișori de viață. L-a alungat pe asirian, Ți-au rămas aici nevestele și copiii, și casa și palatul și bunătățile. Și n-ai spus tu o vorbă de cel prea înalt. Ți-a fost rușine sau ai uitat, e același păcat. Ți-a arătat pistoalele, ți-a arătat uh, caii, ți-a arătat bogățiile. Ascultă-mă, tot ce ai arătat babilonienii vor lua. Și așa s-a întâmplat. A venit babilonienii în sud, precum asirienii în nord și au zdrobit tot. Dar Scriptura ne spune următorul lucru. Omul ăsta, S-a pocăit, omul ăsta s-a pocăit, dar a mai făcut o greșeală, a zis așa Bine măcar că în timpul vieții mele va fi pace, că Domnul îi spusese în timpul vieții tale va fi pace, dar urmașii tăi sunt gata Și el a spus, bine măcar că în timpul vieții mele va fi pace, mi se pare puțin suspicioasă afirmația lui Să mă bucur că în timpul vieții mele e pace, când știu bine că în timpul vieții copiilor mei va fi război Parcă nu este așa o atitudine de solidaritate, o atitudine de dragoste, ci este mai mult de egoism, mai mult de interes personal. Dar omul acesta, dacă citim în scriptură, eu nu mai am timp să comentez pentru că nu vreau să vă ispitez trecând peste program, omul acesta a început în Duhul și a terminat în Duhul, în ciuda acestor două, trei ezitări singurele pe care le găsim într-o viață care atinge nivelul excelenței. În încheiere, poporul Domnului mă adresez dumneavoastră și rugăciunea care vom face să ne gândim la următorul lucru. Cu, 50 de, cu 40 de ani în urmă am avut 50 de ani aproape. Cu, trebuie să o iau de la capăt că am greșit. Cu 40 de ani în urmă am avut aproape 10 ani. Nici nu știu când au trecut acești 40 de ani. Mâine, poi mâine fac o jumătate de secol. Cum ar trebui să arate un om la vârsta asta cum ar trebui să-și folosească toată experiența de viață în care a văzut fața Domnului de multe ori. Ni se duce, ni se duc ani, ni se duce timpul și ne apropiem de final, de sfârșit. Este vremea să ne oprim și să ne facem socotelile, să ne uităm la Domnul care ne-a făcut bine, să ne îndreptăm căile, gândurile și simțămintele, să ne pocăim în mod desăvârșit și să l așteptăm pe rege să se întoarcă și să ne spună: „Vino, robun și credincios”. Ne ridicăm în picioare poporul domnului și ne rugăm cu inimă.